Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Am ieșit să vă comun, pe scurt, că în urma discuțiilor s-a luat o decizie colectivă, împreună, la rugămintea fracțiunilor, ca să amânăm din nou luarea deciziei de către mine, privind nominalizarea unui candidat pentru luni la orele 14, fiindcă au nevoie de consultări suplimentare. Eu consider că este o problemă foarte importantă, deși înțeleg că toți așteaptă, dar termenul constituțional ne permite ca să facem această întrerupere. Rezonabilă, consider eu. Până când vă permite termenul? Eu vă spun. Până luni am făcut, dar mai departe, la 29 ianuarie. Când v-ați întâlnit cu ambasadorii, ce le-ați spus, domnule președinte, presiunile care se fac asupra dumneavoastră? Altă întrebare. Eu am ieșit să vă comunic ce am hotărât, iar conferința de presă eu acum nu fac. La Partidul Democrat v-ați referit?